Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Lucrurile la vărsător nu merg atât de bine pe cât și ar dori. Vrei să câștigi mai mult, să urci pe scara carierei. Acum trebuie să muncești din greu pentru a obține succesul. Mulți vărsători vor căuta un motiv pentru lena lor. Necazurile și conflictele care vor apărea în iulie vor strica foarte mult starea ta de spirit. Pentru majoritatea vărsătorilor, iulie se va dovedi a fi o perioadă provocatoare. Într-un fel sau altul, acum gândirea pozitivă și o atitudine binevoitoare față de ceilalți vor deveni o bază solidă pentru realizările profesionale și victoriile personale. Între timp, mijlocul lunii iulie va duce tendințe mai armonioase în viața vărsătorului. Reprezentanții zodiei vor deveni mai deschiși, sinceri, atrăgând de din când în când noroc și oameni drăguți. Cu toate acestea, stabilizarea finală în zonele prioritare ale vieții va avea loc abia în a treia decadă a lunii iulie, când potențialul energetic al vărsătorului va crește considerabil. Printre altele, în iulie, subiectul sănătății, care, după cum știi, nu poate fi cumpărat cu niciun ban, poate necesita o atenție serioasă. Dragoste. Vărsătorii riscă să strice o relație perfectă bună cu pesimismul lor. Acum vei dori să fii singură mai des și să respingi dragostea care ți se dă. Înțelege-te, nu trage concluzii pripite. Trebuie să fii mai blândă cu membrii gospodăriei. Nu respinge sentimentele pe care ți le oferă partenerul tău. Până la sfârșitul lunii, vei avea o perspectivă mai pozitivă asupra lumii. Pentru a nu distruge familia, concentrează-te pe muncă, care îți va servi drept paratransnet. În iulie, vărsătorii pot ceda intrigilor ocazionale și romanțelor trecătoare. Asigură-te că aceste lucruri îți va lăsa o impresie plăcută. Dimpotrivă, în viitor sunt probabile certuri serioase, conflicte și bârfe neplăcute. Acum trebuie să fii cât mai sinceră cu ceilalți. Reprezentanții singurei zodiei nu ar trebui să înceapă o relație luna aceasta. Prioritizează întâlnirile cu prietenii în funcție de interes. Sănătatea. În iulie, vărsătorul trebuie să se supună cât mai multor proceduri de sănătate. Acum ți se recomandă masaj, yoga, înot, plajă și multe altele. Încearcă să-ți relaxezi corpul cât mai des și să te deconectezi de gândurile negative. Orice stres va provoca boli cronice. Acest lucru este valabil mai ales pentru digestie. Acordă atenție ficatului tău. Asigură-te că faci o analiză biochimică și gândește-te la dieta ta. Luna aceasta trebuie să renunți la alcool și la alimentele grase. Mergând în vizită, amintește-ți că este mai bine să nu riști să mănânci mâncăruri noi pentru tine. În ciuda vremii calde din a doua jumătate a lunii iulie, poți câștiga o boală virală. La primul semn de răceală, încearcă să începi imediat tratamentul. Asigură-te că vei consulta un medic. În lupta pentru o imunitate puternică, fructele de cătină, merișoarele și zmeura te vor ajuta perfect. Banii. Vărsătorii trebuie să se gândească la echipa în care lucrează. Acum vor fi mulți răi care îți vor strica întreaga strategie. Notează că acum este bine să nu cooperezi cu rudele sau prietenii. Sunt probabile certuri sau neînțelegeri cu superiorii. Acum nu este cel mai bun moment pentru a aștepta o mărire de salariu. Cei care au afaceri individuale ar trebui să ia în considerare extinderea. Pentru a obține un venit decent trebuie să muncești din greu. Nu trebuie să aștepți să câștigi la loterie sau să obții doar niște bani. În iulie te poți baza doar pe tine. Dacă te poți ocupa de un fel de muncă secundară, atunci asigură-te că toate schemele sunt transparente. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!